Statele Unite ale Americii sunt cel mai important susținător al Kievului. Din februarie 2022, administrația președintelui Joe Biden a promis Ucrainei ajutor militar în valoare de 47 de miliarde de euro. Printre cele mai importante arme trimise în Ucraina se numără sisteme de apărare aeriană Patriot, 31 de tancuri Abrams și 20 de elicoptere Mi-17. Germania s-a angajat să susțină armata ucraineană cu 1,7 miliarde de euro, iar la sfârșitul lunii trecute, Berlinul a promis să livreze un al treilea sistem de rachete Patriot pentru a consolida apărarea aeriană a țării. Marea Britanie este al treilea cel mai important partener al Kievului în ceea ce privește ajutorul militar. De la începutul războiului, Londra a promis Ucrainei asistență militară în valoare de 9,5 miliarde de euro. Marea Britanie furnizează atât arme letale cât și neletale, inclusiv tancuri, sisteme de apărare aeriană și rachete cu rază lungă de acțiune. Și Danemarca se numără printre cei mai mari donatori ai Ucrainei. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Copenhaga și-a asumat livrări de armament în valoare de 8,1 miliarde de euro. Ultimul ajutor anunțat de guvernul danez, peste 800 de milioane de euro. Cea mai mare parte este prevăzută pentru apărarea aeriană. Topul este completat de Uniunea Europeană. În luna martie, țările membre au agreat să ofere Ucrainei un ajutor militar de 5 miliarde de euro. Înainte de asta, Uniunea a mai oferit Kievului peste 6 miliarde prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Cu mult mai puțini aliați, Moscova continuă să înregistreze anumite succese, mai ales pe frontul din Est. În acest an, Kremlinul a majorat cu aproape 70% bugetul pentru apărare în comparație cu 2023.